Ok. E momentul să ridici în scenă pe Mike și echipa sa. Hei, dacă v-a plăcut acest experiment Zeppelin cu Iris, dați un aplaud. Costi Sandu, voce. George Costinescu, chitară, bas. Relu Marin la claviatură. Și acest gitarist grozav care se numește Andrei Bălașa, dați un aplaud. Și aceluia care a fondat grupul Iris cu foarte multă vreme în urmă, Nelu Dumitrescu! Hey, și acum, cu voia voastră și numai cu voia voastră, o să aducem cele două echipaje pe scenă pentru ultima parte a experimentului. Sunteți de acord? Atunci haideți să ne invităm la tope pe Vali Vătuiu! Vali Vătuiu! Așa, așa. La chitară bas, Tibi Duțu. Dorian Pârvu la claviaturi, îl țineți minte, da? Și aici, la această tobă pe care sper să reușească colegii noștri să o lumineze, o să urce un toboșar viu, tânăr și neliniștit. Este omul care a impresionat anul acesta la Berklee College School of Music, secția de percuție. Este vorba de băiatul lui Marius Mihalache. Dați un aplaud. Lorin Mihalache! Așa că îl chemăm și pe Alin Păun la gitară și să fie Moby Dick, 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 Dick.
Dați-le un aplaud! Lorin Mihalache! Vali Vătuiu! Și Nelu Dumitrescu! Să știți că suntem extrem de extrem de onorați și surprinși că reușim în orașul nostru București să aducem din nou spiritul Zeppelin. Nu numai artiștii cei aici de față sau organizatorii de la H sunt responsabili, ci poate în primul rând dumneavoastră, Maria sa, publicul, pentru că existăm. Vă mulțumim, vă mulțumim, vă mulțumim, vă mulțumim. Și finalul acestui experiment nu poate fi decât cu blues! You know you shook me, babe. We'll be right back.
cheamă Alin Păun, doamnelor și domnilor. Care durere de spate, Dorian Vârbu. Smiley-ul de pe față, a?
voia voastră să păstrăm viu acest experiment. Și dacă e așa, dați-ne un aplauz. Să auzim. Are you wanna hear me? Are you wanna hear me? Honey, baby, you gotta get it blues, baby. You gotta get it blues, honey, baby. You gotta get it blues, honey, baby. You gotta get it blues, baby. You gotta get it blues, baby. You shook me. Ok, Costi, deci trebuie să mai fie una, da? Trebuie să mai fie una, da? Păi atunci să-l invităm și pe cel care, atunci când am cântat la Budapest, la Balkanic Zeppelin, a făcut toată piața aia să cânte împreună cu noi. Dați un aplauz lui Marius Mihalache, domnilor și domnilor. Marius! Ok. Ca atare, finalul Costi, cum ar trebui să sune finalul ăsta? De fapt, n-ar trebui să fie un final, nu? Uite, hai să-l rugăm pe Andrei să ne... Exact. Yeah.
Zeppelin Experiment, TV Luțu, gitară, bas, as, Dorian Pârvu, claviaturi, Andrei Bălașa, gitară, Vali Vătruiu, tobe, Nelu Dumitrescu, Costi Sandu, dați un aplaud, o voce superbă, Eternul Marcian Petrescu, George Costinescu, Alin Păun, Relu Marin, claviaturi, și Lorin Mihalache. Trebuie să vă spun că Marius, din păcate, s-a simțit rău. Asta nu înseamnă că nu ne transmite pe WhatsApp mulțumirile lui. Dați-i un aplaud și pentru Marius, lui Lorin Mihalache. El e autorul, da? A fost Zeppelin Experiment. Vă mulțumim, noapte frumoasă! Put it soon.